Președintele PIN susține că procurorii DNA ar fi luat în vizor afacerea prin care Poșta Română a contribuit la constituirea unei companii cu un teren situat pe Calea Victoriei. Terenul, care poate valora 90-100 de milioane de euro, ar fi fost evaluat ca participație în compania respectivă la doar 4 milioane de euro. Suprafața a fost transferată din proprietatea publică a statului în cea privată a statului printr-o hotărâre de guvern avizată de ministrul Justiției Tudor Chioariu în prima sa lună de mandat. Domnul Chioariu a avizat-o favorabil, deși acea notă de fundamentare era cercetată de către specialiștii Ministerului Justiției, iar precedentul ministru al Justiției a refuzat să o semneze. În calitate de ce este cercetat domnul? Probabil că învinuit, pentru că în acest caz avizul Ministerului Justiției este determinant pentru orice notă de fundamentare, respectiv hotărâre de guvern care vizează patrimoniul statului. Ministrul Justiției consideră că este ținta unui atac politic. Ministrul Justiției nu are cunoștință de un dosar la DNA. Decizia privind adoptarea hotărârilor de guvern este întotdeauna a guvernului. Ministerul Justiției emite doar un aviz. Tudor Chioariu a mai precizat că va reveni cu mai multe informații într-un alt comunicat. Un astfel de comunicat pregătește și Direcția Națională Anticorupție, pe care intenționează să-l dea publicității mâine. Hotărârea de guvern în cauză a fost semnată de primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, de ministrul Economiei și Finanțelor Varujan Vosganian și de fostul titular de la comunicații, Jolț Noghi. Liderul PIN, Cosmin Gușă, nu a făcut referiri la aceștia din urmă.